Dragi concetățeni, timp de 15 ani am apărut pe ecranele televizoarelor și timp de 15 ani v-am informat despre evenimentele și problemele din țara noastră. Ani de zile am fost alături de voi. În toți acești ani am luptat împotriva nedreptății și pentru schimbări democratice. Am fost numită revoluționară. Am crezut că vom învinge ultimul dictator și hoț, iar viața oamenilor se va schimba radical. În sfârșit, în Moldova se vor restabili legea și dreptatea și vom păși pe calea prosperității și dezvoltării economice. Dar de fiecare dată, după ce învingeam un monstru, ca într-un cerc vicios, apărea altul la un nivel mai înalt. Mi-am dedicat ultimii 15 ani luptei împotriva răului. Dar răul a contaminat întreaga clasă politică a Moldovei și fiecare politician care urma era mai rău decât precedentul. Țara noastră s-a schimbat mult și nu înspre bine. Suntem tot mai puțini. Sunt mai puțini tineri, sunt mai puțini copii, sunt mai puțini medici, sunt mai puțini învățători. Zâmbim mai puțin. Și cel mai important, națiunea noastră este amenințată cu dispariția. Am ajuns la o limită fatală după care nu va mai exista cale de întoarcere. Astăzi, principalul sentiment care domină este disperarea. Ne-am pierdut speranța. Ne-am pierdut încrederea. Politicienii noștri nici măcar nu mai ascund că nu pot face nimic pentru țară. Ei nu spun cu voce tare, dar insinuează. Nu putem face nimic pentru voi, dar vă vom duce în Uniunea Europeană sau în Uniunea Vamală și acolo vor decide alții pentru noi. Din păcate, aceasta este realitatea moldovenească. Credința în propriile noastre forțe, în capacitățile noastre, a dispărut complet. Ni se spune că fără ajutor extern nu vom supraviețui. Dar vreau să afirm cu responsabilitatea. Aceasta este o minciună, nu este un adevăr. Nu doar că putem ieși singuri din această mlaștină, dar putem înflori ca un nou miracol economic. Există destule exemple în lume. Avem nevoie doar de viziunea, voință și hotărârea. Alții au reușit. Putem reuși și noi. Nu suntem un popor blestemat. Moldovenii nu sunt un popor pricăjit. Putem scăpa de capcana sărăciei. Putem deveni o țară despre care toată lumea va vorbi cu admirația. Moldovenii au putut. Moldovenii au reușit. Și au ieșit în față. Principalul lucru este să ne dorim, să ne strângem voința în pumn și să facem un pas decisiv înainte, către o viață nouă. Trebuie să ne concentrăm pe rezolvarea problemelor interne. Nu ne putem permite să mai așteptăm decenii ascultând promisiuni goale despre viitor îndepărtat. Văzând cum totul revine într-un cerc vechi, unde puterea devine un scop în sine, iar oamenii continuă să sufere de sărăcie și promisiuni goale, nu pot rămâne deoparte. Nu am urmărit o carieră politică, dar înțelegerea faptului că actualii candidați nu vor aduce schimbări m-a determinat să acționez. Am decis să mă înaintez candidatura la funcție de președinte în calitate de candidat independent. Mi-am dedicat ani activ slujând vouă, cinstit, devotat, sincer. Am greșit împreună cu voi și am adus la putere pe cei care astăzi distrug țara noastră. Vreau să corectez această greșeală. Trăiesc aici și nu mai am 10 ani să aștept, la fel ca voi toți. Am luat o decizie, una care a fost foarte grea pentru mine. Ea este dictată de durerea profundă și dezamăgirea că anii trec, iar schimbările nu se văd. Vreau ca fiul meu și toți copiii noștri să fie mândri de țara lor. Sunt gata să acționez pentru a le oferi speranță unui viitor demn aici, acasă, în Moldova. Scopul meu este să propun o nouă abordare a rezolvării problemelor în care prioritate vor fi interesele cetățenilor noștri. Programul pe care îl voi prezenta în scurt timp va conține soluții concrete pentru rezolvarea problemelor noastre prioritare. Moldova are nevoie de schimbări adevărate, radicale, care să ne îmbunătățească viața aici și acum.
reprezintă o nouă forță care va scoate țara noastră din acest cerc vicios al jocurilor politice și va aduce schimbări reale și reformarea țării noastre de la bazele ei. Nu ne putem permite să așteptăm. Nu mai avem timp pentru încă un deceniu pierdut. Sunt aici să lupt pentru Moldova noastră. Sunt aici să lupt pentru viitorul și prezentul nostru. Timpul vorbelor goale a trecut. Schimbările sunt necesare aici și acum. Moldova înainte de toate. Vă mulțumesc. Și un scurt anunț pentru probabil deja foștii colegi de breaslă, din momentul în care am făcut acest anunț. Noi astăzi am lansat site-ul nataliamorari.media, de pe care veți putea să vă informați despre mersul campaniei. Toate detaliile le anunțăm pe acest site. Vă mulțumesc foarte mult!